O binecuvântare a naturii, așa se poate descrie pe scurt imaginea dintr-o pădure din localitatea Dănești, județul Gorj. Floarea de șah a înflorit în acest an mai devreme și a transformat locul într-unul de poveste. Priviți dumneavoastră cu atenție cum este dispus șahul pe petalele acestei flori. Perfect, foarte frumoasă, sunt plante care apar câte două flori pe tulpină. Romica Prodea este pădurar de viață și a dedicat ultimii aproape 40 de ani protejării naturii. În fiecare zi se încarcă pozitiv în mijlocul pădurii. De când a înflorit la leaua pestriță, este mai vigilant. Se asigură ca această floare, pe cale de dispariție și monument al naturii, să rămână neatinsă. Câte zile pot fi admirate? În jur de 14-17 zile pe an. Anul acesta a înflorit ceva mai din vreme, întrucât a fost mai timpul mai călduros. Păzim din greu pentru protejarea ei, întrucât cetățenii sunt tentați să mai rupă câte o floare și să o duc acolo acasă la dumnealor. Doar în Bistrița și Timiș se mai regăsește această floare rară, însă suprafața este mult mai mică.